Bine ați venit la cea de-a 25-a aniversare a Scriitorului Scriitorilor, eveniment organizat de Fundația Culturală Georgeta și Mircea Francicov, în colaborare cu Asociația Culturală a Familia Leca din București, în special președintele ei, Dumitru Leca. Vom începe acest eveniment cu un moment mai special. E vorba de Popona Cașin, e vorba de un om, Constantin Tudose, care face multe minuni de acolo. A mai fost prezent la festivalul, ediții noastre ale festivalului, dar care vă propunem un moment de atenție care am înțeles că o să dureze vreo 10 minute, 20 minute, pardon, că se merită. O să vedeți că se merită. Vă rugăm. De fapt, am alocat de 583 de secunde din partea anfitrionului nostru și știți cât de mult ține domnia sa a se respecta. Metronom se numește și cât de bine că avem un astfel de metronom printre noi, că iată, au trecut 25 de ani de la prima ediție. Ce ziceți de acest lucru? Se mai întâlnește în viața culturală a județului Bacău așa ceva? Rămâne să aflați dumneavoastră. Nu i-am întors, că ați văzut, a vorbit de mine, nu despre satul meu natal, așa că o să vorbesc eu, despre Cașin. Cașin este o localitate din partea vestică a depresiunii Cașin-Tazlău, tocmai acolo, la poalele munților, o localitate atestată documentar cu mulți ani înaintea satului București. Da, satului București. Nu era cetate București atunci când a fost atestată documentară prima dată. Deci este atestată documentar cu 2 ani, însă în urma orașului, a actualului oraș Bacău, dar tot sat era și Bacău. Cașinul a fost caracterizat de specialiști de data asta ca o microzonă etnografică. Așa cum am zis, sau cum de fapt n-am zis, este atestat documentar la 15 martie 1410 la cancelarea domnitorului Alexandru cel Bun, cel care de altfel a dat carte de identitate și orașului Bacău. Este socotit microzonă etnografică, dar numai satul Cașin. Unii fac greșeală și alătură și comuna Cașin, comuna Mănăstirea Cașin acestei microzone etnografice. Se datorează această caracteristică microzonă etnografică pentru că în secolul XVII, în 3 valuri succesive, au migrat muntenii din localitățile Rucăr și Dragoslavele, județul Argeș. Ei bine, și-au pus amprenta și aproape că i-au influențat definitiv pe moldovenii de pe loc. Așa încât, în timpurile noastre, portul popular din Cașin încă mai este port muntenesc. Priviți! Este un port specific muntenilor. Vă rog să opriți un pic. Vedeți, este portul pe care Regina Maria l-a caracterizat și pe care l-a și purtat ce se vedea înainte, dacă putem reveni, dacă nu așa, este portul de paradă pe care Regina Maria l-a purtat. De asemenea, satul Cașin se distinge, s-a distins de-a lungul timpului, putem să derulăm și să ne oprim la fotografie din anul 1928, în care arată o cășuneancă purtând o sarică. Sarica despre care Ion Creangă, atunci când mergea la pipiric, la școală, și căzând, udându-se ce a căzut în râu, zice, am fost învelit într-o sarica ghițoasă de Cașina, din Ținutul Bacăului. Ei bine, acolo în satul Cașin se dezvoltase foarte mult industria manufacturieră. Ei, fiind și mocani, au reușit să-și dezvolte foarte mult această industrie. Putem să mergem mai departe. În Cașin se regăsește în singurul loc din Moldova căița cu două ciocuri. Acest element pe care miresele și-l puneau pe cap după ziua nunții, vedind și altfel, astfel că este nevastă, nu mai e
fată. Și rămâne în picioare că el este șelanul din Cașin cu corpul de data asta mai puțin influențat de... Uite așa mai greu. Uitați cum sunt fotele la Cașin și minunatele marale cu care încă, din fericire pentru noi, se mai regăsesc în lăzile de zestre ale satului Cașin și nu sunt duse toate la Stambul. Tot un tribut adus turcilor. Vedeți cum sunt îmbrăcate cele trei doamne de aici, cu acele fote care au modele geografice și cele din fața dumneavoastră înfățișează în continuare a celor meserii, a manufacturierilor care au dat șansă la satul Cașin să fie cunoscut. De la prut până într-o tuș, ca ei nu s-o prezent. Da, o fotografie cu mama, cu fete lângă... sau cadrând în spate cu o poartă de lemn la care o să ajungem. Deci acesta este portul de la Cașin. Tot o poartă de lemn din Cașin, dar în fața noastră o doamnă care poartă un costum specific cășunencilor. Ia uitați, aici este un fir aurit, aș îndrăzi. Sigur, unic în Moldova, de altfel încă satul Cașin alcătuiește cea mai închegată comunitate de muteni a Moldovei. Haideți să mai revelăm. Cine-n poartă grăbare să deschid o gloare. Nu eu am afirmat că satul nostru este o marcă identitară. Câtă nevoie avem noi acum în acest timp al mondializării de mărci identitare locale, regionale și naționale, sigur că da. Ei bine, în Cașin noi, în afară de acest sport popular specific și vorba de altfel s-a păstrat, noi spunem pe dâncolo, dâncolo, dân jos, adică avem biserica dân sus, dân lături, dân și din jos. Avem porțile de lemn cu trei stâlpi și acoperiși. Această minunată construcție țărănească se află în curtea Universității Vasile Alexandrie din Bacău, făcută de meșteri cășuneni, tot așa ca o indicare de altfel la bunii colaborări pe care o avem și datorită domnului profesor universitar, doctor inginer Vasile George Puiu, care este printre noi. Sunt porții de lemn, noi știam că porțile de lemn din Maramureș, porțile de lemn Săsești. Ei bine, în localitatea Cașin se află această comoară țărănească și ia uitați ce spune cel mai bun specialist al României în acest domeniu. Cașinul poate deveni prin tezaurul cultural al porților din lemn un obiectiv turistic important cu nimic mai prejos ca perechea spirituală reprezentată de vestitul cimitir vesel din Săpânța. De altfel, aceste tradiții locale, una moldavă și alta maramureșeană, au la bază prelucrarea artistică a lemnului dur de stejar și aparțin aceleiași strălucite civilizații a lemnului, asemănător crucilor de lemn din cimitirul vesel care expun sub formă de epitaf, redat plastic prin pictură naivă și mici texte versificate, aspecte din viața celor plecați în lumea de dincolo, porțile de lemn ale sufletului redau prin simboluri cioplite, sculptate, traforate, aspecte din viața celor de aici. Deosebirea dintre cele două creații populare constă în faptul că poarta de lemn din Cașin este plasată în vatra satului și este folosită de cei prezenți, iar crucea de lemn din Săpânța se găsește în cimitir și este dedicată celor plecați. Cele două construcții amplasate la intrările și ieșirile sacre, poarta de lemn din fața casei și crucea de lemn din fața mormântului, sunt înfrățite cu stăpânii lor pe care îi înlocuiesc ritual. Pe unii în sat, pe alții în cimitir. De aceea, acest nou tezaur al culturii populare trebuie să facă obiectul unui riguros proiect. Și chiar a făcut. Scrierea este a domnului profesor universitar dr. Ion Chinoiu, secretar al științific al Academiei Române pe probleme de etnografie. Vă rog să derulați. Duce viața de acasă, dar tot ea nu te lasă. S-a dedicat și o lucrare care
din fericire, a fost bine primită de literatura de specialitate. Tot în Cașin, ca o consecință a influenței dragoslovenilor și lucrărilor, se desfășoară singura paradă a căruțelor, sau defilarea căruțelor cu copilteri din România. De fapt, este un omagiu adus de actualele generații pentru îndelenicirea care i-a făcut să se distingă cumva pe Cășune de cei din prejur. Ei erau cărăușii acestui loc de Moldova, ducând din produsele din lemn în general, ducându-le până pe malul Nistrului, aproape atunci când situația geopolitică a permis-o. Cășunenii au realizat acest moment, repet, unică în România și altfel a fost încă un atu bună a fi considerați marca identitară locală. Nu ne-am mulțumit cu atât și am socotit că fiind la 20 de kilometri linie dreaptă de vatra satului Cașin, vă rog să opriți un pic, se află singurul loc de pe harta geografică a României unde se întâlnesc ținuturile celor trei personaje din balada populară Miorița, și anume Baciu Frâncean cu comuna Turni, comunele Turni și Sofegea, Baciu Ungurean cu comuna Brescu din județul Covasna și, bineînțeles, minunata Valea Cașin, comunele Cașin și Mănăstirea Cașin. Noi acolo am ctitorit împreună cu oaspeți deosebit, academicieni, scriitori și toți cei care s-au întâmplat să fie în anul 2015 singurul punct în metafizica Mioriței. Ei bine, acest unic de stejar cioplit, tăiat întâi pe trei părți, a simbolizat tripticul, dar nu numai tripticul Mioriței, și cioplit după știința meșterului Moraru, se află ca un simbol și cât de mult ne bucurăm noi, și eu implicit, că a devenit un moment, un loc de referință pentru cei care umblă prin aceste locuri. Să mergem mai departe. Nu provocăm. Aici ne-a urcat să ne arate adevăratul picior de plai, gură de rai. Este aici? Da. Și înțelegem foarte bine această metaforă a Mioriței. Picior de plai, gură de rai. Eu fac o paralelă între destinul ciobanului moldovean și Iisus Hristos. Iisus Hristos, care a făcut atâtea minuni, n-ar fi putut El să facă încă o minune și să-i lichideze pe toți cei care l-au bătut în cruce. Dar El se pregătea pentru minunea cea mare, învierea. Fără răstignirea Lui, n-ar fi avut loc această mare minune. Fără această mare minune, celelalte minuni ar fi dispărut în timp. Da, am auzit ceea ce ne spunea Nicolae David. E bine, tot nu ne-am astâmpărat. Iar la centenarul primului război mondial, neavând monumente care să consemneze bătăliile extraordinare ce s-au desfășurat pe Valea Cașinului și hotărătoare pentru soarta României, am refăcut un cimitir al timpului, adică cimitirul crucelor de Mesteacăn. Crucea de Mesteacăn a fost simbolul primului război mondial. Pe râpile și văile unde s-au dat lupte, lemnul de stejar era prezent. Vă rog să opriți un pic aici. Era prezent, așa că la căpătuiul eroilor căzuți se punea o cruce de Mesteacăn și de cele mai multe ori, din păcate, nu puteau fi recuperate trupurile respective. Ei bine, am găsit o descriere a reginei Maria, care trecând către biserica veche de pe Valea Cașin, mi-a zis, m-am abătut și undeva în dreapta m-a izbit și mi-a rămas în memorie pentru totdeauna mulțimea crucilor de Mesteacăn, de care erau atârnate frumoase coronițe făcute din frunzișul pădurii. Așa au făcut copiii școlii Cașin la 100 de ani de la primul război mondial, socotit acest eveniment, unul care nu că a fost bomboana pe coliba manifestărilor centenarului primului război mondial, dar că a fost ceva unic. Mai departe, ne apropiem de sfârșit, celor 598 de secunde. Sunt copii care sigur nu vor uita acest moment.
Tot ca și nu, ca o urmare și a acestor lucruri, dar și a zestrei deosebite, a fost primită ca fiind a 46-a localitate în, cum se zice, establamentul celor mai frumoase sate din România. Și iarăși noi ne-am potolit în așa fel încât la expoziția mondială de machete rurale, România a fost reprezentată de macheta unei biserici de lemn din Maramureș, dar și a unei gospodării din Cașa. Vă rog. Acolo sunt prezenți ambasadorii și reprezentanții statelor. Acestea sunt modele de locuințe rurale de înalte și biserică. Iar asta este gospodăria Dâncașă. Da, și ca ultima realizare, chiar e ultima, anul acesta am reușit ca să obținem pentru meșterul Nicolae Comăniciu distinția sau recunoașterea ca fiind tezaurul Mandiu. Este un meșter în lemn care a realizat peste 80 de porți de lemn, nu numai în localitatea Cașin, ci și în localitățile vecine. Este și o dovadă de echilibru. Uitați-l, anul acesta a fost filmat, are numai 90 de ani. Nu merge numai cu bicicleta, merge și cu tractorul la pădure, unii încarcă singur lemnele. Am terminat, dar nu înainte de a vă colinda de pe ulița porților de lemn. Thank you.
Mulțumim frumos! O să avem pe ușa frumoasă, să vedem pe surorile Zenone, pe Ema și Rudora, pe Gose, chiar în realitate cu un colin, pe ei vom deschide luna decembrie, luna bucuriei și luna nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Haide pe frumoșoarele noastre, să vedem în realitate. Thank you.
Această dată la Crăciunul Zbiitorilor să amintesc de faptul că editura Fundației Cancibău a lansat un pionerat cărți care fac laudografia cu autori care fac laudografia economică, socială care va din partea întregului județ. Este vorba de 260 de intervievați în 3 vorbi 6 voluri, în perioada, timp de 22 de ani, în perioada 1996-2019. Primele 3 volume s-au intitulat Dezvăluiri, celelalte 3 și în continuare, care vor urma, se intitulează Personalități la ora dezvăluirilor. Există aici oameni care au fost și în aceste interviuri și în actualele. Există oameni aici care au participat la cele 25 de ediții ale festivalului. Festivalul este un festival, Crăciunul Scriitorilor este practic un festival. Acum o să ne ocupăm un pic de volumul aflat în lucru, Personalități la ora dezvăluirilor, în care îl invităm să spun aici un salut pe Mihai Buznea, fostul director al Trustului Deșteptarea, decanul de vârstă al jurnaliștilor Băgoari. Este pe undeva pe acolo, am auzit? Ne oferă de multe ori surpriza de a lua cuvântul. Aici de a mă aduna gândurile, ce să vă spun? Scriam cândva, în urmă cu câțiva ani, un articol despre Victor Munteanu și despre inițiativele lui în domeniul culturii. Și spuneam, inspirat fiind de titlul unui roman celebru, Foloși nebuni ai noilor orașe. Victor Munteanu este un folos nebun, pentru că numai un nebun împătimit de valorile culturii noastre naționale, poate și reușește să organizeze astfel de întâlniri. Ea spune că sunt pentru, cel puțin din perspectiva pe care o privesc eu, sunt niște aventuri pe tărâmul culturii, pe care puțini sunt capabili să le ducă la bun sfârșit. Eu pregătesc o carte despre mari nume ale României, cu preponderență despre nume de băcăoani, între care profesorul Antonescu, profesorul Dumitru Zaharia și alții. Până acum am 22 de portrete, urmărind manifestările festivalului de astăzi, mi-a venit ideea ca în această carte să-l includ și pe nebunul nostru, băcăoan, Victor Munteanu. Și Daniel Nicolescu, care îl invităm, dar scurt, foarte scurt. Ca să ne descurcăm.
profesor de română, fost director al liceului pedagogic, fost consilier local, o personalitate de cultură absolut remarcabilă. Bună ziua tuturor, vă iubesc! Și noi! Mă gândeam la aceste momente la un verset din Biblie. Degeaba zidește omul o casă dacă nu o zidește Dumnezeu. Este momentul să facem această reconversie și să sărbătorim în primul rând nașterea lui Mesia, care a salvat omenirea din tenebrele păcatului. Ceea ce nu prea se întâmplă, omenirea merge spre o direcție materială, spre o direcție fizică, uitând de metafizică. Fizica și metafizica sunt complementare. Vă mulțumesc! Mulțumesc și noi! Tot în acest volum este prezent și un jurnalist vechi și talentat, în stânga mea aici, pe care Petre Dori, pe care ne vizită, ne spună două vorbe și un salut. Premierul Boc spunea, dați-mi un scaunel să mă văd și eu, dar eu sunt scurt, cum spune Victor, și mă conformez. Și eu și domnul Buzna și maestru Nicolescu. Atât vreau să vă spun, felicitări, Victor. E greu să te însoțești cu el la asemenea parade, dar sunt extraordinare și vrem să mai venim. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! De asemenea, îl invităm pe Ioan Oatu, directorul liceului particular numărul 1 din Piatra Neamț. El a fost laureat și anul vara aceasta al Festivalului Național de Poezie Avangarda 22 pentru aportul adus la promovarea literaturii române. Îl rugăm să zică membru al unui poet, membru al unui scriitor din Iași, filiala Iași. Două secunde. Vă salut și eu, vă spun bine ați venit, bine ne-am găsit la acest mare eveniment pe care Victor Munteanu, prietenul meu, de foarte mult timp, îl organizează cu mult succes și eu sunt de fiecare dată aproape de dânsul. Îl felicit pe Victor pentru tot ceea ce face, îi urez mult succes în continuare, îi promit că îl voi susține atât timp cât și eu voi rezista și împreună cu dumneavoastră vom participa an de an la un asemenea eveniment. Pentru că timpul a expirat, vă mulțumesc! De asemenea, avem printre intervievații noștri, avem și un medic. Deja interviul respectiv a fost semnalat în o jurnalistă din București, mi s-a părut interesant. E vorba de Daniela Doina Emanuela Lazar, medic șef la secția de neurologie a Spitalului Județean Bacău. Două vorbe, domnule medic. Contactați-vă cu mine. Și emoționată că m-ați invitat la acest eveniment. Facem parte din lumi diferite, a mea mai aproape de biologicul din noi, a dumneavoastră spirituală, fără atom, fără molecule, dar aceste lumi se întrepătrund. Sunt medici scriitori și scriitori care sunt medici doctori de suflete. Vă doresc în următorul an să fiți plini de inspirație, să creați poeme, romane, să ne încântați pe noi muritorii. Mulțumesc mult! Vă invităm acum la colindă pe Suflet Românesc. Grupul vocal Suflet Românesc. A sufletul românesc. Bună ziua, primiți colindătorii! Să vadă
zilă, și așa mă. La colindă, doi ca noi, mai la 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 la, hei, hai, la 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 la, adă-ncuma prin găsoi, hei, hai, la 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 la, adă-ncuma prin găsoi, cum ni dașă oamenii, la 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 la, hei, hai, la 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 la, și la anul om veni, hei, hai, la 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 la, pentru invitație. Domnul Victor se uită așa la noi. Ce vor fetele astea să facă? Că eu nu le-am dat cuvântul. Să știți că domnul Ilie Bârzu a complotat cu noi și îl invit pe dumnealui să vă spună despre ce este vorba. Pare rău, dar treaba asta trebuie să o facem noi. Era da, pe tabelă aici. Lasă. Este o surpriză pentru că domnul Oatu a vorbit foarte frumos și adevărat că ce face domnul Victor Munteanu este unic și merită recunoștința comunității. Într-adevăr, am completat o mică surpriză din partea comunității. O diplomă de excelență se acordă domnul Victor Munteanu pentru... Vreau să spun că președinte fondator al Fundației Culturale Georgeta Mircea Cancicov pentru remarcabilele contribuții culturale și realizării celor 25 de ediții a Crăciunului Scriitorilor. De asemenea, merită menționat ceea ce a realizat de 22 de ediții acel Festival Concurs Național Avangarda 21, care este unic la nivel național, la fel ca și Crăciunul Scriitorilor. Din partea comunității, domnul Victor Munteanu, vă invităm să vă înmânăm această diplomă pe care o meritați cu prisosință și merită... Mulțumesc! Felicitări și cei care v-au susținut de-a lungul timpului. Iarna pe la noi prin sol.
la-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 la
Mulțumim frumos, mulțumim de frumos. Să invit acum o persoană specială, venită tocmai de la Târgoviște, chiar a ajuns odată cu mine aici, în sala asta. Este vorba de o scriitoare, poetă, un om de suflet deosebit, de profesie medic, iată, alt medic, la spitalul din Târgoviște. E vorba de Caterina Petrescu Cotoncea. Vă salut pe toți cu multă prețuire. Poate vă întrebați de ce sunt eu aici cu voi de 2-3 ani la aproape la toate manifestațiile culturale și vreau să-mi cer iertare că vin, dar vin pentru că vă iubesc și vă iubesc pentru că aici am simțit foarte multă căldură și am fost primită de fiecare dată cu brațele deschise. Domnul Victor Munteanu este într-adevăr un fenomen, o persoană plină de har și care vine exact din sensibilitate și ambiție, din ambiția de a trăia așa de frumos cuvântul împreună, de a-i da viață și sens. Și cu toate că mă duc și la, particip și la alte întâlniri, la București, la Târgoviște sau în alte părți ale țării, nicăieri nu găsesc atâta căldură și atâta atenție. Mă uit la dumneavoastră, toți sunteți atenți, nimeni nu manevrează telefonul, nimeni nu șotește cu cel din dreapta lui. Vă mulțumesc mult! Să aveți și să avem un Crăciun frumos, luminat, fericit și să ne revedem și Domnul Cristian să-și nu știa de energiile și să ne bucure mereu. Mulțumim frumos! Invităm acum pe autorul interviului din Viața Bătoană, care urmează să apară ediție speciale a Crăciunului Scriitorilor. E vorba de profesorul universitar, doctor, inginer, Vasile George Puiu. Sunt foarte responsabil ceea ce vorbesc întotdeauna. Îi mulțumesc doamnei doctor Caterina Petrescu pentru că m-a devansat cu un cuvânt extraordinar, spunând că această adunare a oștilor noastre, scriitorice și publicice și științifice, este un fenomen. Da, într-adevăr, Victor Munteanu a făcut din tot ce a prezentat, inclusiv această sărbătoare, Crăciunul Scriitorilor, a făcut un fenomen cultural. Victor, îmi cer permisiunea în fața prietenilor noștri să fiu primul care să-ți spun că meriți să ne adresăm ție cu maestre. Deci să ai tu și familia ta Crăciun fericit, dumneavoastră la fel, să vă bucurați de cei dragi și cei dragi să se bucure de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc și noi! Invităm acum un alt scriitor, profesor Creu, redactor șef al revistei 13+, critic literar și membru al unui scriitor de filial la Bacău, Petre Sali. E un prilej de a vă vedea în adevărata dumneavoastră frumusețe și măreție. Sunt încântat peste, pentru că de asta am și venit, sincer să fiu, să vă urez un Crăciun minunat, sărbători pe măsura sufletului dumneavoastră și, sigur, un an 2023, așa cum ne dorim cu toții. Admirabil gestul lui Victor Munteanu și al familiei, aș spune eu, pentru că e o întreagă... ăsta e, într-adevăr, și ăsta este unul din fenomenele de remarcat și e bine așa să ne mai întâlnim cel puțin 10 ani, așa mi-am propus eu, cel puțin. Da. Mulțumesc, mulțumesc.
Acum urmează un colind de solista de muzică populară, Oana Cresu, pe care o invităm. Bună ziua și bine v-am găsit! Haideți să dăm mai tare cu limbi negativ. Nu făcea slujbe cerești.
Activitățile și aceasta de continuă, de continuitate de la 25-a ediție, coordonată de inimosul Victor Muntanu. Prezentarea domnului președinte, aș vrea să o rectific un pic. Dacă am făcut ceva pentru Fundația Georgeta și Mircea Cancicov, pentru Crăciunul Scriitorilor, am făcut în calitate de om de afaceri.
Sunt președintele Cultului Roimilor de anul trecut, am fost prim vicepreședinte, am fost alături de această mișcare, de aceste întâmplări, timp de 14-15 ani, în permanență atâta timp cât am fost invitat și sper că să am energia și resursele necesare să fim aproape de acest fenomen la nivel național. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Averea noastră. Urmează un om pe care tocmai l-ați văzut și am deschis evenimentul nostru. Este vorba de omul deosebit și rar, Constantin Tudose din Cașin. De asemenea, îl avem în vedere pe Ioan Ovoatu, scriitorul, poetul Ioan Ovoatu, din Piatra Neamț, inimos om care sprijină activitățile noastre din toată lumea, care place în toată lumea. Deci să ascultăm Corinda pe Florin Suțuianu, cantautorul Florin Suțuianu. Străboșii cânt în cor colintul sfânt și bun. Tot moșirași în vremea lor, bătrânul Moș Crăciun. Veniți, veniți de sărbători. E sărbătoare și e joc în casa ta acum, dar sunt bordeie fără foc și mâine-i Moș Crăciun. Veniți, veniți de sărbători. Acum te las, fii sănătos și vesel de Crăciun. Dar nu uita când ești voios, române să fii bun. Veniți, veniți de sărbători. Lidu-i din și iarăși lin, bace vântul cât-i lin, frunză verde de mărin. Lilui lin și iarăși lin, bace vântul cât-i lin, frunză verde de mărin. Sculați gazde, nu dormiți, că nu-i vremea de dormit. Lidu-i lin și iarăși lin, bace vântul cât e lin, frunză verde de mărin. Lidu-i lin și iarăși lin, bace vântul cât e lin, frunză verde de mărin. Că-i vremea de sfârșit,
să sculați. Casele să aranjați, linui lin și iarăși lin, pace vântul cât e lin, frunză verde de mărin. Linui lin și iarăși lin, pace vântul cât e lin, frunză verde de mărin. Și Colinda nu-i mai multă, să trăia cine o ascultă. Lidu-i din și iarăși lin, pace vântul cât e lin, frunză verde de mărin. Lidu-i din și iarăși lin, pace vântul cât e lin, frunză verde de mărin. Mulțumesc! Vă invit acum să cunoașteți un om bine cunoscut și cu totul aparte, fost director al direcției de tabere, la școlii Cancicov, om care a pus pe picioare formații artistice, un om care, într-adevăr, a făcut foarte multe lucruri culturale, de tipul de copii. Am vorbit despre Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român. Azi o să zic câteva cuvinte despre Andrei Șagura, care s-a născut la 20 decembrie 1808 și a fost primul președinte al Asociațiunii Transilvane. Andrei Șagura a fost un zangăt de clopot care a trezit din amorțire conștiințe și destine, a redat speranțe și vigoare, a pus plugul în brazdă și a deselenit ceea ce amenința să devină pârloadă. Andrei Șagura a fost un mare patriot al românilor din Transilvania și multe unități de învățământ, facultăți și școli îi poartă astăzi numele. Sus fruntea, sus române, credința să nu moară, cât mai avem o limbă, cât mai avem o țară. Sus fruntea, sus române, căci alt popor nu este să cânte la durere, să joace când e vesel. La mulți ani, România, la mulți ani. Mulțumim frumos! Îl invităm acum pe o poetă, o tânără poetă, membră a Uniunii Scriitorilor din Bacău, care a avut acum, în ultima vreme, un succes în Germania cu o piesă de teatru. A fost și laureată a festivalului nostru, e vorba de Tincuța Hărunceanu Berneu. Mulțumesc domnului Victor Munteanu pentru invitație și îl felicit pentru înalta ținută a acestei activități. Am să vă recit o scurtă poezie dedicată Crăciunului, Copiii luminau Crăciunul. L-am căutat în zi de iarnă, pe acel ce miesle s-a născut. E sărbătoarea o poveste sau adevărul cunoscut? Orașul luminat de criză, gemea de grabă și având, iar lumea cumpăra de parcă venea sfârșitul pe pământ. Nu stă Iisus în mall, în firme, în brand sau marketing de top. O știm cu toții, dar ne pasă?
că mergem în nebun galop spre nicăieri și spre niciunde cu carduri doldora de bani, să apucăm să avem de toate la sărbătoarea dintre ani. Un înger mic, cu fes și glucă, m-a tras de mână și, tiptil, văzut am sânii pe-o colină și în ele sta Hristos copil. Și în rândul acesta în hărmălaie, cu bucurie de nespus, copiii luminau Crăciunul și în ei râdea cu drag Iisus. Mulțumim frumos! De asemenea, tot prin om de al Crăciunului scriitorul, este vorba de profesorul dr. Paul Șova, fost inspector școlar, lucrător pe Ministerul Învățământului, un om deosebit de toate părerile. Se pregătește pentru următoarea colindă satul românesc, catra satului Pădărâni. La fel de obicei, în surprindere, vreau doar să precizez un alt aspect. Am citit recent un articol extraordinar al domnului Bunețu Grăneanu, intitulat Bantustanizarea țării. Este ceva extraordinar, merită să-l citim cu toții și cred că ar fi trebuit să apară, nu cred, pe ultima pagină a revistatului, ci pe prima pagină în multe reviste naționale, pentru a fi cunoscut ceea ce a scris acolo, în Marea Lumea, care ne doare pe toți. Vă urez la mulți ani, sănătate și să ne întâlnim cu bine. Mulțumesc frumos! Sus, corriendo, mai dormir.
Grupul Vocal Vatra Satului, componenți, copiii din Comuna Creja, izvorul Berheciului, Vâltureni, Parincea și Ungureni. Special au venit pentru dumneavoastră. Unde am fost și eu botezat. Hristos se naște, slăviți-le, Hristos din cer, întâmpinați-le. Într-adevăr, vin de la Pălușești, capitala mondială a fericirii, cum este titulatura completă. Ne bucurăm că acum avem și autostrada fericirii, pentru că a fost făcut tronsonul acela roman Bălușești de stradă, de autostradă și nu mai avem grob cum erau înainte și numim așadar strada aceea, autostrada fericirii. De fapt, și de la Bacău spre calea Dămienești și pe acolo este tot o autostradă fericirii. Dacă tot am vorbit despre autostrada fericirii, că cred că toți suntem astăzi scriși tot pe autostrada fericirii, pentru că, iată, se naște Hristos, se naște Hristos în chip smerit
și trebuie să le întâmpinăm tot cu smerenie și cu bucurie, pentru că, de fapt, acesta este sensul festivalului care a atins deja un sfert de secol, 25 de ani. Încă 25 de ani și mai mulți de atâta dorim să ne revedem aici, la Bacău, alături de domnul Victor Munteanu, așa cum s-a spus, fenomen cultural, nu doar local, ci național. Felicitări și la mulți ani! Invitați-mi un alt prozator, membru al unui scriitorilor din Bacău, fost director al Centrului de Librării pe vremuri, a Societății Melior și așa mai departe, vorba de Adrian Lungu, economist de profesie. Mă cheamă Lungu, dar o să fiu foarte scurt. Spune-mi călduros la mulți ani. Domnul Victor spune că sunt scriitor, mă sunt economist. Asta mi-e meseria. Că adevărat că îmi place să pătrund în mintea personajelor mele și chiar mă bucură acest aspect. Vă împărțișesc cu drag. Mulțumesc! Vă invităm acum pe soprana noastră să ne facă ultimul tur de colinde. Domnul Vici, acum trebuie să punem votului
merită sopranul nostru un premiu pentru calitatea interpretării. Mulțumim frumos! Mulțumesc! Vă invităm să vedem dacă merită vreun premiu pe Oana Creță. Yeah.
urmași și deja vrea să ne păcăleze. Se pregătește suflet românesc să vedem dacă e dobră diploma. Maestre, aici e diploma. Unde-i doamna de la Piatra Neamț? Doamna Giata Stan, se vede să ne păcăleze diploma. Aici, v-ați spus una de la cel care îi dă premiul. Mulțumim domnului președinte. Mulțumesc foarte mult școlilor gimnaziale, deci conducerilor, conducerii, pentru că unde îmi desfășor activitatea, insistă și chiar mă bucur și sunt de acord ca noi, tânăra generație, să aflăm mai mult despre istoria, tradiției și folclorului românesc. Domnul președinte ne-a dat ocazia. Și suntem conștienți cu toții că un pompor fără credință, limbă și tradiție este sortit pe el. Vă mulțumesc și să aveți o plăcere. Da, mulțumesc. Acum fiți un pic în fața lor. Se poate, puteți comenta în fața lor. Mulțumim frumos, mai avem pregătit mai multe colinde. Știm că timpul este limitat, dar de obicei, de câte ori mergem să colindăm, când avem un pic mai mult spațiu și public așa frumos ca dumneavoastră, ne place să invităm și sala să cânte cu noi și am vrea să cântăm împreună ca să intrăm cu toții în spiritul sărbătorilor și să fie o comuniune și o legătură frumoasă între noi, să cântăm împreună Deschide ușa creștine. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Noi la Biflaim am fost, noi la Biflaim. Unde s-a
dat de către Dorința, președintele Asociației Culturii Române. Grupul Suflet Românesc a fost urmărit de noi, cei din producerea Culturii Românii, în filiala județeană Coronel Corneliu Crieș, acolo, de mult timp. Una din laturile sensibile ale activităților desfășurate de grupul eroilor și poate nu numai, sunt cele care au scop final educația și cultura tinerii generații. Având în vedere că ce activități au desfășurat componenții grupului vocal, am hotărât să acordăm cu o distinție de merit pentru repertoriul selectat și pentru calitatea interpretării. Vă felicit și vă mulțumesc. Mulțumesc și mai mult. Mulțumesc și mai mult. Noi le așteptăm acum tinerile noastre germene, colindătoare inițiale, să le vedem încă o dată, la sfârșit de program. Există ceva sfânt, vor trăi pe acest pământ.
dată pe clasa a treia, ele sunt în clasa a treia la școala numărul 1 din Onești, pentru care revistă pe care fundația a premiat-o, se cheamă Vocea Copiilor, școala numărul 1 Onești, profesorul învățător primar Laura Cosma. Deci aceasta este pentru este diploma pentru colindele frumoase pe care le-ați spus. Să facem încheierea cu cântecul respectiv, după care va fi preluat de toată lumea. Deci am stabilit aseară. Ai uitat, nu? Până ce să... Da. Și Irina Leonte, care o să participe la dedate de un moment de sunt trecut soților în pomenire, vorba de reghetatul actor Florin Crăcinescu și părintele Constantin Leonte, iarăși de asemenea cel mai la Arin Popa, Ioan Uleanu, Veronica Carlin, Paula Bursan, Ovidu Bursan, Madalina Marin, Ticuța Bordariș, Irina Moroi, Stanomir Petrovici, Mihaela Băbușan, Ionel Adam. Deci, din cele mentale, o să discutăm în continuare când o să mai fie egal.